Vă mulțumesc pentru participarea numeroasă la conferința noastră de presă de astăzi. După cum vedeți, suntem într-un cadru diferit, special. Este un moment special și pentru mine, dar și pentru PSD Timiș. Și am dorit ca această întâlnire cu dumneavoastră să fie într-un context și într-un cadru, așa cum vă spuneam, diferit față de cel de la partid obișnuit. Aș vrea să vă spun că în ultimele 3 săptămâni de zile am asistat la atacuri dezlănțuite, la o campanie murdară din partea adversarilor noștri, la acuzații și la mizerii aruncate în spațiu public, fără justificare și fără noimă. Fac apel la toți actorii implicați în această campanie electorală să ducem o campanie decentă. Să ducem o campanie bazată pe proiecte, o campanie bazată pe ceea ce am făcut și ceea ce vrem să facem, o campanie în care atacurile personale, atacurile la persoană și acea retorică cu care ne-am obișnuit în campanie electorală să dispară într-un oraș în care electoratul ne-a arătat că dorește de la noi o altă abordare. N-am să intru în polemică cu nimeni în această campanie electorală, nu vreau să răspund și nu voi face o obișnuință din asta și probabil că astăzi este prima dată și va fi ultima dată când voi da și răspunsuri la anumite atacuri din ultimele săptămâni. Câteva răspunsuri totuși merită a fi date. Domnul Nica și domnul Fritz au invocat spiritul Timișoarei și au spus că acesta nu este respectat pentru că domnia sa, domnul Nica, nu este candidat pentru poziția pe care o ocupă astăzi. Domnul Nica a făcut ceva și altceva ce n-a reușit această performanță nimeni până acum. Niciodată nimeni n-a invocat morții Revoluției în războiul politic, așa cum a făcut domnia sa în ultimele zile. Dar pentru că s-a referit extrem de mult la spiritul Timișoarei, aș vrea să îl întreb când a descoperit acest spirit. Atunci când repartiza sumele de la Consiliul Județean și cel mai bun exemplu este repartizarea din urmă cu 2 luni, acea mult disputată repartizare de sume pe care prefectul județului a atacat-o nefiind echitabilă, Timișoara, municipiul Timișoara a primit 0 lei. Atunci nu era importantă Timișoara și timișorenii nu erau importanți? Atunci când s-au îmbrâncit, s-au înghiontit și s-au împărțit pumni la Iulius Mol, la alegerile pentru conducerea PNL Timișoara, domnii Chira și Nica, astăzi aliați, există plângeri penale, există expertize medico-legale, atunci nu invocau spiritul municipiului Timișoara, spiritul Timișoarei, împărțindu-și pumni la acțiuni politice. Atunci când a existat tensiune și conflict permanent, domnul Nica s-a certat cu Nicolae Robu, la doar câteva zile după ce a câștigat alegerile în 2020, s-a certat timp de 4 ani cu Dominic Fritz, s-a certat cu mine, s-a certat cu proprii parlamentari, s-a certat cu primarii PNL, s-a certat cu conducerea națională a Partidului Național Liberal, s-a certat cu toată lumea. Atunci uita că spiritul acestui oraș nu este unul de conflict. Atunci când își disputau organizarea titlului, desfășurarea titlului de capitală europeană a culturii și când încerca domnul Nica să facă festivalul și evenimente la Ceacova, în loc să le facem în Timișoara, când își disputau acest titlu și când se certau și nu reușeau să atragă banii și să facă evenimente importante, uitau amândoi de spiritul municipiului Timișoara. Nu e vorba de Timișoara, nu e vorba de Timiș, nu e vorba de spiritul Timișului și al Timișoarei. Este vorba de disperarea unui om, disperarea unui om că își pierde funcția. Am văzut revolta și îndârjirea. Nu-l bănuiam de atâta îndârjire. Am văzut revolta și îndârjirea, am văzut desantul de primari de la București. S-a dus împreună cu 10, 15, 20 de primari la porțile PNL-ului pentru a-și salva funcția. Oameni buni, l-ați văzut vreodată pe Nica în acești 4 ani de zile să se ducă la București singur sau cu primarii după el? Să bate la ușa guvernului Orban, Câțu sau Ciucă? Guverne conduse de președinții PNL-ului, al cărui vicepreședinte era domnia sa. Cu aceeași determinare și cu aceeași îndârjire să spună
Rupem ușa guvernului dacă nu aduci bani în Timiș pentru investiția asta sau cealaltă, pentru stadion, pentru polivalentă, pentru spital, pentru centură. Nu. Această îndârjire a fost într-un singur moment. Atunci când și-a apărat propria-i poziție. Funcția sa. Pentru niciun proiect al Timișoarei sau al Timișului și n-a știut să o facă. În ultimele săptămâni, alianța dintre PSD și PNL a fost contestată, PSD-ul a fost demonizat. Aș vrea totuși să le amintesc celor doi așa o scurtă istorie a ultimilor ani. Aș începe cu domnul Friț. Aș vrea să le amintesc că în 2020, atunci când semnase deja un protocol cu Alin Nica, și Alin Nica nu respecta protocolul și nu voia să voteze viceprimarul USR-ist, consilierii social-democrați au votat cu Ruben Lascău pentru poziția de viceprimar al municipiului Timișoara. Nu pentru că ne era simpatic, nu pentru că aveam încredere în el, ci pentru că am considerat că dacă timișorenii i-au oferit lui Dominic Friț 53% și USR-ului 13 din 27 de consilieri, cine suntem noi să hotărâm altfel? Și am votat așa cum au hotărât timișorenii la vot în 27 septembrie 2020. Îi reamintesc de asemenea că în ultimii 3 ani și jumătate, peste 95% din proiectele în Consiliul Local au fost votate de consilierii PSD și boicotate la ordinul lui Nica de consilierii locale ai PNL. Atunci nu era rău PSD-ul. Atunci nu era supărat pe PSD-ul. Când mă suna pe mine să intervin la Coltern și împreună am reușit să salvăm Coltern, am dat peste cap și am mutat munții la București pentru a nu rămâne fără licență Colternul și nu a rămâne timișorenii fără apă caldă și căldură. Dacă ascultați declarațiile vremii, veți vedea că era extrem de mulțumit de cum colaborează cu PSD-ul. Atunci când încerea să modific acte normative, 3 sau 4 legi a modificat de urgență în Parlamentul României pentru ca municipiul Timișoara să poată cheltui banii pe care Alin Nica voia să-i ducă înapoi la Ministerul Culturii. Peste 50 de milioane de lei erau pierduți dacă nu făceam acea modificare de lege. Și atunci PSD-ul nu era atât de rău. Nu-i mirosea domnului Nica, domnului Friț, PSD-ul în acea perioadă. Vreau de asemenea să îi reamintesc și domnului Nica și dânsul alt contestatar al acestei alianțe. Domnul Nica a fost vicepreședintele, unul din vicepreședinții PNL, care au votat alianța de guvernare în urmă cu 2 ani și jumătate cu Partidul Social Democrat. Domnul Nica a votat și lista de, comună de europarlamentare între PSD și PNL. Domnul Nica vă spunea dumneavoastră presei, în urmă cu 3 săptămâni, că este exclus ca PNL-ul să-l susțină pe Alfred Simonis pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, dar dacă Partidul Social Democrat îl susține pe dânsul și pe Nicolae Robu, citez, acceptăm bucuros sprijinul. Deci PSD-ul e rău dacă nu îl susține pe dânsul. Dacă îl susținea, nu mai era așa de rău. Atunci când s-a luat decizia ca candidatul, ca cel care va candida din partea PSD-PNL la Consiliul Județean să fie un reprezentant al Partidului Social Democrat, domnul Nica m-a abordat direct pe mine și prin intermediari să-l primim în PSD. Citez, aduc 15-17 primari și mă pui candidat din partea PSD. Pentru că tu oricum nu vrei să lași a treia funcție în stat pentru Consiliul Județean, astfel PSD-ul va avea județul și eu sunt liniștit. Asta s-a întâmplat, oameni buni. A mărturie pot depune lideri naționali ai PNL, cărora le-a spus același lucru, și alți colegi care au încercat această discuție, intermediarea acestei discuție între domnia sa și reprezentanții Partidului Social Democrat. Vă spuneam că, din punctul nostru de vedere, campania electorală trebuie să fie bazată pe realizări, să spunem oamenilor ce am făcut și, evident, să vorbim despre ceea ce vrem să facem în continuare. În ultimele săptămâni ați văzut din partea adversarilor noștri o singură poziție. De ce? Pe cine să nu votați? Să nu câștige Robu, să nu câștige Simonis, să nu câștige PSD și PNL. Dar ce ați făcut voi împreună 4 ani? Pentru ca oamenii ăștia să nu câștige, sau ca să câștigați voi. Vă amintiți de realizare? Am urmărit conferința de presă și am constatat următorul lucru, că nu există realizări. Cei doi, după 4 ani în care au avut tensiuni și conflicte permanente, ne-au spus în finalul conferinței de presă că au avut și realizări totuși. Și au transferat 2 terenuri, de la aerodromul Cioca
și parcarea de aici de lângă noi. Deci în 4 ani de zile cu un buget însumat de aproape 600 de milioane de euro și alte sute de milioane potențiale din fonduri europene, ei au reușit să semneze niște acte și să facă un schimb de terenuri. Asta e realizarea primarului municipiului Timișoara și a președintelui Consiliului Județean. Și cu asta, asta ne-au și spus la conferința lor de presă. Interesant mai este ceva. Am văzut că domnul Nica e foarte supărat și pe domnul Robu. Păi, domnul Robu este într-o situație extrem de favorabilă, sau ar trebui să fie. Pe de o parte are susținerea Partidului Social Democrat în Timiș, pe de altă parte are susținerea Partidului Național Liberal din Timiș, are susținerea mea și presupun că are și susținerea domnului Alin Nica, pentru că domnia sa l-a propus în urmă cu un an de zile, spunând, citez din nou, că e nevoie ca Robu să salveze orașul de Dominic Friț. Am încheiat citatul. Sau nici domnul Robu nu mai e bun după ce nu mai este în echipă cu domnia sa. Cred că a venit vremea schimbării în județul Timiș. Cred că perioada lamentărilor și al scuzelor, al justificării eșecului, cred că a venit perioada ca acestea să se încheie. Timișul trebuie să redevină ceea ce a fost odată. Și poate fi ușor să se întâmple asta. Timișul trebuie să recupereze anii pierduți și decalajele chiar față de județe mai mici și mai sărace. Timișul are nevoie de oameni care să inspire respect și autoritate la București. Oameni care să știe se bată pentru proiecte și bani, nu pentru funcțiile lor. Oameni care să dea totul pentru Timiș. Eu asta am făcut în acești ultimii 4 ani și asta îmi doresc să fac în continuare. Și vă anunț cu această ocazie că mă înscriu în competiția electorală și voi candida la președinția Consiliului Județean din partea alianței dintre PSD și PNL. Las bucuros președinția Camerei Deputaților, a treia funcție în statul român, pentru a candida acasă pentru prima poziție din județul Timiș. Mai spun ceva. Timișul contribuie enorm la bugetul de stat, iar statul trebuie obligat să întoarcă bani în județul Timiș. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Am reușit în ultimii ani, împreună cu Sorin Grindeanu, cu Marcel Ciolacu, cu guvernul condus de Marcel Ciolacu și cu partenerii de guvernare de la PNL, atragerea unor investiții extrem de importante în județul Timiș. Și vreau, foarte pe scurt, să trecem prin ele. Să le prezentăm pe fiecare în câteva secunde. Am să-mi permit să mă retrag de la pupitru și să vorbim. Nu întâmplător am ales Aeroportul Internațional Timișoara, pentru că în urmă cu o lună, cu un an și două luni, vă promiteam împreună cu Sorin Grindeanu că acest terminal va fi construit. Luna trecută, în finalul lunii, acest terminal a fost inaugurat, astăzi se operează de pe el. În doar un an și o lună s-a reușit finalizarea acestei investiții, cel mai modern terminal din România și singurul terminal exclusiv Schengen din România în acest moment. Centura de sud a municipiului Timișoara, am văzut că ați făcut, ați relatat în spații dumneavoastră, în presă, pe larg, despre modul în care se lucrează pe centura de sud. Așa cum știm deja, o investiție extrem de importantă pentru municipiul Timișoara, cel mai probabil undeva în jurul finalului lunii iunie, începutul lunii iulie, această centură, cea de sud, va fi inaugurată, finalizată. Mai departe, se lucrează intens și la acel nod de între Margina și Holdea, cei 11-12 kilometri, celebrul tunel al urșilor. Termenul de finalizare este puțin mai îndepărtat, dar se lucrează, e aceeași companie care lucrează pe centura de sud și este... Am trecut zilele trecute pe acolo și lucrurile avansează într-un ritm accelerat. O nouă investiție importantă. Centrul de Marars, din spatele Spitalului Județean, din spatele Casei Austria, se lucrează. Stadiul acesta este de acum vreo 3 săptămâni. Între timp a avansat foarte mult. Foarte probabil anul acesta va fi finalizată și această construcție, începută de asemenea anul acesta. Centura de Vest,
Știți că este contestată licitația. În următoarele 2-3 săptămâni CNSC-ul va da o rezoluție și o soluție în sensul acesta. Se va putea începe proiectarea, care poate dura câteva luni, și după aceea execuția pentru centura de vest, cea care practic va închide complet în centura municipiului Timișoara. Această centură de vest este la 4 benzi, la 2 benzi pe sens. Institutul Oncologic, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, poate cel mai scump spital din România în acest moment, cea mai scumpă investiție în infrastructura sanitară din România în acest moment, o investiție aprobată în PNRR, o investiție care mai are nevoie doar de câteva zile, poate 10-15 zile, pentru a fi lansată licitația de către Compania Națională de Investiții. O dorință a spitalului, a timișorenilor și a timișenilor, a fost aceea de a demola acea movilă de pe Torontalului și a construi în locul ei, după 30 de ani de eșec al clasei politice pe această temă, un spital modern la standarde occidentale. Stadionul Dan Păltinișan. Vă spun cu bucurie și mândrie că este de asemenea o chestiune de zile până ce Guvernul României va aproba indicatorii tehnico-economici și se va lansa licitația pentru construirea acestui stadion, cel mai modern și frumos, dacă vă uitați arhitectural, stadion din România din acest moment. Drumul expres Moravița-Timișoara, în regim de autostradă, este de asemenea, anul acesta va începe proiectarea și sperăm cât de repede execuția. Finanțarea este obținută din fonduri europene și va fi lansat probabil în cursul lunii mai. Licitația va fi lansată pentru autostrada Timișoara-Moravița. Las la final. Vorbim pe aparatură medicală. În ultimii ani de zile am încercat și am și reușit, împreună cu colegii mei, să aducem investiții substanțiale în sistemul sanitar din România. Aproape că nu este spital din Timișoara și Timiș care să nu fie accesat anumite fonduri pentru a cumpăra aparatură medicală în Timiș, în Timișoara, în spitalele, indiferent de cine au ținut ele, că țineau de primărie, că țineau de județ, că țineau de Ministerul Sănătății. Am făcut în așa fel încât toate spitalele să aibă acces la fonduri. Las la final sala polivalentă, pentru că vă promiteam în urmă cu câteva luni că atunci când vom avea îndeplinit obiectivul stadionului Dan Păltinișanu, vom trece la următorul obiectiv. Pentru că așa trebuie să facă niște oameni responsabili, niște oameni care au un plan, niște oameni care au minte, niște oameni care au conexiunile necesare pentru a atrage astfel de investiții. Și odată ce stadionul Dan Păltinișanu va fi aprobat, și vă spuneam că este o chestiune de zile, următorul nostru obiectiv trebuie să fie sala polivalentă din Timișoara, pe amplasamentul deja stabilit lângă spitalul județean, lângă stadionul Dan Păltinișanu. În final, înainte de a trece la secțiunea de întrebări și răspunsuri, acestea sunt o parte din investițiile atrase în județul Timiș. Ne dorim și altele. Unii sunt cu cearta și cu circul și cu sloganurile, neavând ce să vă propună, iar noi ne place să credem smeriți, încercând să fim în această campanie electorală, că vom vorbi despre proiecte și vom aduce investiții în județul Timiș. Duse la bun sfârșit acestea și celelalte, ne vom poziționa, ne vom stabili ca priorități noile investiții și alte investiții de care Timișul are nevoie, Timișoara are nevoie și nu doar că are nevoie, și merită. Totul pentru Timiș. Vă mulțumesc! Întrebări. Bun, am o întrebare. Vă rog. Unul dintre cei mai slabi primari pe care a avut Timișoara, mult mai slab decât Dominic Fritz. Cum vă veți adapta acum mesajul, cum veți transmite electoratului să-l voteze pe Robu și nu pe Fritz? Ce le veți spune alegătorilor? Că ați glumit în urmă cu câteva luni? Asta a citat cu aproximație, nu am spus niciodată chiar așa ceva. Am spus altceva că era vorba despre... Decât Dominic Fritz. Haideți să vă spun un lucru. Nicolae Robu n-a pierdut alegerile în 2020 pentru că n-a făcut nimic în Timișoara. Nu e nimeni dintre cei care n-au votat cu domnia sa care se poate să spună că Nicolae Robu n-a făcut lucru pentru Timișoara. Au fost supărați pe anumite atitudini, au fost supărați pe un comportament, au fost supărați pe dânsul pentru că era mai nervos în perioada aceea. Dar nimeni nu i-a reproșat lipsa de implicare, de determinare și lipsa de realizări în perioada cât a fost primar.
Eu am vorbit despre o viziune. Și ăsta a fost termenul pe care l-am folosit. Și mă refeream la viziune politică. Asta îi desparte pe cei doi. Dominic Fritz are viziune politică, știe să facă, să-și facă reclamă, campanie, știe să are carismă, n-are viziune administrativă, în schimb. Nicolae Rubu are viziune administrativă, dar nu are viziunea politică. Nu e atât de... E mai natural decât un om politic obișnuit. Este el. Și asta l-a făcut la un moment dat să piardă niște voturi. Vreau să vă spun că în aceste luni, de când discutăm, săptămâni, pot confirma că Nicolae Rubu a învățat multe din înfrângerea din 2020. Da, dar tot dumneavoastră spuneați în 2015, când erați în Consiliul Local, că aveți impresia că Nicolae Rubu suferă de complexul arădeanului care nu suferă, nu suportă timișorenii. Otilia. Este complexul ăla. Nu știu, întreb. Otilia. Oamenii, mai ales în faza incipientă a vieții politice, în 2005, eram la primul, 2015 eram la primul mandat de consilier local, atunci când ești tânăr în politică, dacă ai citit niște cărți despre strategie, te iei de cel mai puternic și astfel îți crești notorietatea și îți faci imaginea și te poziționezi ca fiind un luptător cu cei puternici. Am preferat ca în loc să mă cert cu nu știu ce consilier local de la Timișoara, să-l atac pe Nicolae Rubu, astfel câștigând și o notorietate și nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar pare că mi-a ieșit. Deci nu mai sunteți cicluță contra. Toate în același plan. Vă rog. Permiteți să trecem la lista de candidați. Am spus că vreți președinția Consiliului Județean. Veți candida și ca consilier județean? O întrebare bună și vă mulțumesc pentru ea. Cred că dacă abordăm cu seriozitate campania electorală, ar trebui să candidăm acolo unde vrem să rămânem. Eu nu vreau să fiu consilier județean, voi candida pentru poziția de președinte al Consiliului Județean Timiș și nu voi candida pentru lista de Consiliul Județean, pentru că ar însemna că îi păcălesc pe oameni, votați-mă cap de listă la Consiliul Județean, dar eu sigur nu rămân consilier județean. Dacă voi câștiga Consiliul Județean, voi fi, președinția Consiliului Județean, voi fi implicit și consilier județean, nu e nevoie să candidez pentru această listă și recomand celorlalți contracandidați, candidați, aliați să nu se regăsească pe vreo listă pentru Consiliul Local Județean, pentru că ar însemna că păcălim electoratul. Care este în prezent starea de spirit în PSD în contextul în care sunt anumiți primari care vă acuză că nu le-ați apărat și lor interesele și au contracandidat de la PNL în contextul în care inițial era vorba să existe candidat unic, așa cum e Timișoara și Consiliul Județean. N-a fost niciodată vorba să fie candidați unici. Aceste două partide, contrar a ceea ce încearcă să spun adversarii noștri, sunt două partide democratice. Două partide care au lăsat libertatea organizațiilor locale să decidă dacă doresc sau nu doresc alianțe. Prin urmare, localitățile în care primari liberali s-au înțeles cu organizațiile social-democrate sau primari pesediști s-au înțeles cu organizațiile liberale și au hotărât că fac o listă comună, au o candidatură comună sau susțin candidații, au putut să o facă. Cei care au dorit din tot din adinsul să candideze, au avut libertatea să o facă. Prin urmare, nu cunosc tensiunile la care vă referiți. Am avut o întâlnire a Consiliului Politic Județean săptămâna aceasta și atmosfera a fost una relaxată și relaxantă, dar fiind mobilizați cu toții pentru că urmează niște alegeri pe care le vom trata cu seriozitate, nu cu aroganță, nu cu superioritatea a două partide mari care se unesc și au un scor foarte mare, vom munci așa cum o va face sau trebuie să o facă orice candidat, indiferent din partea cărui partid sau alianțe candidează. Ce faceți în cazul în care veți pierde alegerile pentru funcția de președinte CJD? Ce voi face în ce sens? Nu știu. Haideți să vă spun așa. Pleca din competiția electorală, nu mă veți vedea pe mine spunând cine va câștiga primăria Timișoara, cine va câștiga Consiliul Județean, cine va câștiga primării din județ. Cetățenii, timișorenii, timișenii vor hotărâ pe 9 iunie pe cine doresc primar în localitatea lor și președintele al Consiliului Județean.
Vă rog. Listele pentru consilieri la Consiliul Local și Consiliul Județean le-ați stabilit sau urmează și care va fi paritatea pe listele comune? Am negociat anumite ponderi, urmează ca zilele viitoare să definitivăm și această discuție. Evident, plecăm de la următorul aspect. Ambele partide vor avea câte un viceprimar și câte un vicepreședinte la Consiliul Județean, în condițiile în care vom avea majoritatea necesară să facem asta. Suntem extrem de încrezători că vom reuși asta, dar vom trata, așa cum vă spuneam, cu responsabilitate, vom aborda cu responsabilitate această campanie electorală. Haideți să reformulez. În cazul în care pierdeți alegerile, veți demisiona din funcția de președinte PSD Timiș? Nu, știți cum să vă spun. Discutăm despre ce ar face, ce am face, ce n-am face. În primul rând că avem toată încrederea că vom câștiga alegerile. Cu modestie, așa cum vă spuneam, cu smerenie. Vom aborda campania cu responsabilitate și cu proiecte, dar vom încerca să câștigăm. Cum veți lucra cu Dominic Fris în cazul în care este primar în Dumnezeu? A spus că aveți deja o relație, de exemplu, Coltea. Obligația oricărui om politic ales într-o funcție publică, locală sau națională, ar trebui să fie, și la mine a fost valabil în altă parte mai puțin, obligația ar trebui să fie aceea de a sprijini primarul municipiului Timișoara, primarii localității din județul Timiș, în orice demers în folosul localităților respective. Prin urmare, și dacă Șoșoacă ar fi primar la Timișoara, va avea obligația să o sprijinim. Pentru Timișoara, nu pentru dânsa. Am spus la începutul ședinței, noi nu putem să contestăm votul oamenilor. Suntem încrezători că această alianță va câștiga alegerile, așa cum vă spuneam. Asta ne propunem, asta e o altă prostie pe care o repetă cei doi adversari ai noștri. PSD-ul vrea să câștige ambele poziții. Toată puterea, citez. Păi să-mi spună și mie, dintre Fritz și Nica, cine vrea să piardă. Dacă noi suntem acuzați că vrem să câștigăm ambele poziții, înțeleg că ei nu vor să câștige ambele poziții. Când te implici într-o campanie electorală și te înscrii într-o competiție electorală, vrei să o câștigi. E adevărat. Trebuie să vrea și oameni. Nu ți ajunge dorința ta. În ceea ce privește candidații din județ, în câte localități va avea PSD candidat? Nu am cifrele exacte în acest moment. În jur de 70 de localități din Timiș, în jur de aproximativ 68-71, știm exact. Mai sunt mici reglaje de făcut astăzi și mâine. În jur de 70 de localități din Timiș vor avea candidați susținuți sau nesusținuți de partenerii noștri la funcție de primar ale localităților respective. Veți continua proiectele domnului Nica, mă refer în special la trenul dintre Timișoara și Reșița, care la un moment dat era hidrogen, acum e electric. Aș avea rezerve serioase că e proiectul domnului la care a spus, despre care a spus că el a ieșit. Orice proiect. Și asta e o chestiune pe care mi-aș dori eu de la clasa politică și poate o implementăm noi în Timișoara. În 4 ani de zile nu poți face tot ce îți propui. Pentru anumite proiecte îți trebuie 8 ani, îți trebuie 7 ani. Mi-ar plăcea ca la inaugurări și la tăieri de panglici, că tot le place unora să taie panglici, să fie invitați toți cei care au avut un aport la realizarea acelui obiectiv. Vă garantez că dacă vom mai inaugura o investiție în Timiș, demarată de Călin Dobra, la care a sprijinit și un alt președinte, vor fi invitați toți cei care au fost implicați în acest proces la inaugurare. Deci vom invita și pe domnul Nica la inaugurare oricărui proiect de bun augur pentru județul Timiș sau pentru municipiul Timișoara. Face parte din decența despre care vă vorbeam mai devreme. În cazul în care veți câștiga mandatul de președinte al Consiliului de Timiș, oferiți o garanție că veți rămâne 4 ani președinte al Consiliului de Timiș, mai ales că este o tradiție în PSD, știți foarte bine, au fost lideri influenți, domnul Sârbu, domnul Grindeanu, care ulterior primind poziții mai importante, unul la agricultură, celălalt în guvern, chiar prim-ministru, au oferit mandatul de șef al județului. Vă mulțumesc. E această garanție, pentru că e foarte important, apropo, de aceste de proiecte. Altfel, nu știu ce se va alege de el, ca idee. Vă mulțumesc pentru întrebare. 2000,
în 2000, când Ilie Sârbu a câștigat Consiliul Județean și s-a retras și a plecat în guvernul Năstase, președintele Consiliului Județean era ales de către consilierii județeni. Deci pleacă președintele, îl aleg pe altul și merge mai departe. În 2016, când Sorin Grindeanu a câștigat alegerile, a putut pleca prim-ministru, o poziție importantă, și Consiliul Județean s-a reunit și l-a ales pe Călin Dobra președinte. Plecarea președintelui Consiliului Județean din funcția astăzi înseamnă repetarea alegerilor. Prin urmare, dacă voi fi sănătos și dacă Dumnezeu vrea să pot rămâne 4 ani, cu siguranță nu voi pleca pentru nicio funcție. 4 ani de zile la București sau în altă parte. Voi rămâne până la final președinte al Consiliului Județean Timiș, indiferent de ofertele pe care le voi primi, și mă voi bate din această postură pentru proiectele județului Timiș. Asta ca să fie clar că tot e, și de-aia vă mulțumesc pentru întrebare, că tot e un zvon de asta. Câștigăm și plecăm. Și strategic ar fi o prostie. Câștigi, pleci, să repete alegerile. Cine te mai votează după aia? Gata? Nu mai e nimeni? Vă mulțumesc mult încă o dată pentru prezența numeroasă la conferința noastră de presă. Ne revedem în perioada următoare, pentru că probabil vor mai apărea ocazii. Mulțumesc!